toată femeia și când se mișcă. Atingă după auzunitea bomenilor. Auzi? Hai, nu rog, fata mea! Auzi! Legenda spune că dacă nu era filmată, pune și gura pe ea. Nu doar mâna! Să nu mai filmez aici, nici nu știu. Să vedem ce făcea Snoop Dogg, motherfucker, după o noapte petrecută pe arest. Eu nu mai am de-a face cu droguri. Da, da, și mă învățam de la ciocolata în staniol. Ia să uită Andreea Mantia. Mă, trebuie să-i dă-i cineva cum ține la piciorul? Sau nimeni de tele să facă istorie? Mă, dispar pe de aici, nu am treabă de aici. Ăsta în roșu zici că e deconectat de la server. Dani Moganu și colegii săi la sărbarea de final a clasei a patra. Îți dai seama ce șmecheri iesă din ăștia? Hai, mă, nu mai mă nebuni, mă nebune de cap, du-te încolo. Mă, oameni buni, știi ce m-am gândit? Ce mai trebuie tu să gândești că ai dungă roșie pe buletin? Să iau pe zanii de nevastă. Cum o fi să iau o femeie un bărbat de nevastă, a? Bof, aia nu-i femeie, e virgină. Una dintre virginele pe care le așteaptă Ahmed de terorist în rai. Where are all the virgins that Bin Laden promised me? Hei, Ahmed, una dintre virginele acelea e România. Se cheamă Floricina Dansatoarea. Hai, aruncă papa. Hai, bă, bulangiule, doar atât îmi dai, ha? Ăsta trebuie să fie muscletul, că doar tâmpitul ăla coboară iarna pe horn după ce tu ai băgat lemne pe foc. Dar singura mea nelămurire e că avea față de asiatic. Moș Crăciun nu e același în toate țările? Când te mănâncă în cururi și vrei să ia răzul de față, dacă tu meriți bucata aia de pizza pe care o primești la noapte. Toată mai, îmi place cum își pune fetița aia mâinile pe urechi. În gândul ei spunea, iar face asta pe decoratorul. Bună ziua, oameni buni, astăzi vreau să vorbesc cu voi. Ce mi s-a întâmplat? Am fost furat. A, nu cred, gipsanii se fură între ei? Pe care am acumulat-o într-un an de zile. Am fost furat din contul meu personal, mai exact persoana respectivă și a făcut cumpărături. Eu? Cred că e mâna lui Robert Ionescu, că știu eu că a dat 10.000 de euro ca să meargă cu elicopterul la Victoraș Micula. Dacă Maria Constantin în momentul de față pleacă acasă, eu de bună voie și de silit de nimeni, părăsesc această emisiune. Ceva îmi spune? Am eu o intuiție așa că Luc de Boasă era tot de p***. Păi ai cam asta e cu metre, nu tu hrană, nu tu p***. Ce pula mea mai e viața, mă? Șelarul cânta? Coaie, bani că bani, dar întreabă-l pe ce Boasă cum e să stai fără p***. Femeie cu femeie, că ăștia patru idioți încearcă să bage pe ușa căminului un dulap și nu reușesc. Și aveam 20 de ani și-am iubit o copilită de vreo 15-16 ani. Deci,
așa, să faci o socoteală. Tu 20, aia 14, 15. Cum e trei? Vezi că poate intră justițialul de mergem de filieră și ai belit-o. Cum poți afla dacă o fată e virgină? Stai așa că zic eu acum. În primul cază cu apă, o bați cu capul în cadă, îi sufli în p***a și dacă ies bulbuci pe gură, că e spartă. Așa parcă era testul, nu? Bărbatul când vine acasă, efectiv, vrea și el o muie. Fă, dar tu de unde p***a ești, că tu nu ești măritată, hă? Nu, vreau să mă joc cu tine, ți-am zis. Băi, du-te, p***a, mă, tine aici, cu cine faci tu figurile astea, bă? Bă, nu mai da. Aoleu, nu mai da! Ce zic? Nu găsesc pisica! Unde e? Unde-i Cipi? Știi? Uite aici pe bagabontă, ceapa în băsi. Hai bălii, butterfly! Cucat! Și pisica zicea în gândul ei, f***a cu elicopterul vostru care coboară din tavan. Pisici, la caserolă, ultimul preț de achiziție, 2,50 lei. Vrea careva? A văzut cineva cum atacă un urs panda? Facem, băiță! Ia uite, vine duci, bă, nu! Când ți-ai luat motoreta, iar câinii, ai vrea cum sunt invidios.